Salutare și bine ați venit la o nouă recenzie. O recenzie pentru un parfum al casei Serge Lutin. Parfumul de față, cu numele de Vetiver Oriental, este un parfum apărut în 2004 și este creația lui Christopher Schildrake, un parfumier cu ceva background în domeniul parfumeriei și care colaborează cu cei de la Serge Lutin de ceva timp. Casa Serge Lutin poartă numele creatorul care s-a născut în perioada celui de-al doilea război mondial în Franța. De-a lungul timpului a început ca și hair stylist, după aceea a avut ceva colaborări cu cei de la Christian Dior, după aceea a continuat cu cei de la Shiseido, pentru care în 1982 a scos primul parfum Nombre Noir. După aceea a mai continuat cu un alt parfum pentru cei de la Shiseido, numit Féminité Dubois, iar între timp a scos și pentru casa proprie de parfumerie de nișă. Serge Lutin și-a scos primul parfum în 1991 sub brandul Serge Lutin, iar până în acest moment sub brandul Serge Lutin există 82 de parfumuri. Poate mulți dintre voi ați auzit de Serge Lutin, ați mai urmărit recenzii pe YouTube sau ați citit pe site-urile de recenzii parfumuri. Parfumurile Serge Lutin sunt distincte din punctul de vedere al compoziției, al felului cum sunt alcătuite și al felului cum miros în principal. Sunt parfumuri foarte calitative din acest punct de vedere, și din punctul de vedere al ingredientelor, dar și din punctul de vedere al impactului olfactiv pe care îl transmit, fiind și încadrat ca și casă de parfumerie de nișă. Compania părinte sau compania mamă sub care se află Serge Lutin este Shiseido, cei cu care a început de fapt această călătorie sau aventură în crearea parfumurilor. Haideți să revin la Vetiver Oriental, un parfum care după nume pare foarte misterios, te duce într-o călătorie în Orient, în special în zona Asiei, nu în Orientul apropiat. Și, într-adevăr, acest parfum miroase fantastic de bine. Are o deschidere semi-pământie, o deschidere semi-întunecată, dar dulce în același timp, dulce rășinoasă, pot să-i spun, dulce dată de către o notă de ciocolată neagră, iar rășinoasă din prisma kihlinbarului care se află în compoziție. Deci, efectul este un vetiver cremos, dulce, rășinos, ca să concluzionez, foarte bine creat, foarte frumos ca și dezvoltare pe parcursul vieții parfumului, chiar dacă începutul este poate un pic mai sobru, mai întunecat, mai tenebros, după aceea devine prin tranziție un pic mai luminos, mai cremos, mai dulce și mai așezat sau mai lin, fără asperități. Din punctul de vedere al compoziției, parfumul are o compoziție, să spun eu, care acoperă diferite familii olfactive. Avem, de exemplu, mosc, lemn de santal, avem kihlinbar, ciocolată neagră, de asemenea avem lichen de stejar, nuanțe florale date de către laudanum și iris, Vetiver, care este unul din jucătorii principali ai parfumului, și lemn de gaiac. Toată această senzație de cremos, lăptos, vine din combinația rășinilor benzoice împreună cu lemnul de gaiac și lemnul de santal. Pudrarea sau oarecum și efectul pudrat, pe lângă cel cremos, vine cred că de la floarea de iris. Și împreună toate aceste elemente în combinație cu jucătorul principal Vetiver dau o senzație foarte plăcută. Parfumul este unisex, astfel că poate fi purtat deopotrivă și de domn și de doamne. Deschiderea este mai masculină, însă în momentul când parfumul trece prin etapele de dezvoltare și se așează, devine mult mai unisex, devine foarte frumos, nu-l consider nici prea masculin, nici prea feminin, pică exact așa cum trebuie să pice un parfum unisex. Deci vă atenționez, deschiderea poate să fie un pic mai aspră, un pic mai masculină, mai brută, însă lăsați-l să se dezvolte pentru 30 de minute, maxim o oră, și veți descoperi că deja începe să se schimbe într-un parfum mult mai cremos, cu tendință unisex foarte pronunțată.
Din punctul de vedere al longevității, caracteristicilor tehnice, pe pielea mea parfumul are o performanță bună cu o longevitate de minim 8 ore, o proiecție de minim 2 ore, deci din acest punct de vedere îl consider un parfum foarte bun din perspectiva proiecției și a longevității. Îl consider un parfum foarte bun pentru zona profesională, însemnând perioada cât sunteți la serviciu, indiferent care ar fi locul vostru de muncă, dar în special un loc de muncă unde există o temperatură constantă, de exemplu aer condiționat, pentru că se manifestă mult mai bine într-o zonă sau într-un mediu în care temperatura este constantă. Fluctuațiile de temperatură e posibil să altereze sau să crească, poate și să scadă performanța parfumului. Deci, de preferință, este foarte bine să-l purtați în momentul când sunteți într-o zonă cu temperatură controlată. E un parfum de vreme rece categoric, de la jumatea toamnei încolo, toată perioada iernii și până în momentul când încep să dea, să spun eu, căldurile, temperaturile mai ridicate, final de aprilie, jumătatea lui mai. În toată această perioadă, parfumul se pretează foarte bine. Ca și ținută, de la un casual în sus, așa cum v-am zis, poate fi purtat la serviciu fără niciun fel de problemă, poate fi purtat și după serviciu, poate fi purtat și în întâlnirii formale sau în întâlnirii, să-i spun eu, foarte sofisticate, pentru că acest parfum este foarte versatil din acest punct de vedere. Ca și vârstă, îl recomand de la un 30 de ani în sus. Este un parfum suficient de matur ca și senzație, astfel că de la 30 de ani în sus oricine poate să îl poarte fără niciun fel de problemă. Cu siguranță și cei sub 30 de ani n-au decât să-l încerce și dacă consideră că li se potrivește, au toată deschiderea de a-l putea folosi pentru că e un parfum minunat. Dacă ar fi să-i dau o notă, nota mea ar fi nota 9. Este un parfum bun, întrunește multe din calitățile unui parfum bun. Mă refer și la longevitate, performanță, versatilitate. Felul în care poate fi purtat de asemenea contează, astfel că, da, recomandarea mea și apăs acest lucru, încercați să asezonați întotdeauna parfumul care este un accesoriu cu mediul în care veți merge și de asemenea și cu o ținută corespunzătoare. Ca și concluzie finală, aveți recomandarea mea în a-l încerca. Este un parfum care va prinde foarte bine pe mulți dintre cei care vă plac sau sunteți adepții parfumurilor pe bază de vetiver, însă nu vă așteptați la un vetiver foarte pământiu, foarte întunecat, foarte, să-i spun eu, cu tendință de umezeală, umed și o zonă un pic mai tenebroasă din punctul de vedere al reacției olfactive. Nu, este un parfum care doar deschiderea o are un pic mai diferită, în rest este un parfum foarte lin, bine finisat, bine cizelat, care pică foarte bine pe oricine îl poartă în condițiile pe care vi le-am sugerat. Am să închei aici cu această recenzie pentru Serge Lutin, Vetiver Oriental, un parfum minunat. Eu chiar mă gândesc acum să-mi cumpăr cantitatea de 100 de mililitri, pentru că e un parfum care, cel puțin din punctul meu de vedere, merită luat în cantitatea maximă care se găsește pe piață. Prețurile pentru el, ca să nu uit de acest lucru, se învârt în jurul sumei de 100 de euro pentru cantitatea de 50 de mililitri. Acestea sunt prețurile luate de pe site-ul producătorului și 120 sau 130 de euro pentru cantitatea maximă. Pe piața gri, respectiv pe site-urile care comercializează parfumuri, îl puteți găsi la prețuri mult mai bune, undeva la 70-80 de euro pentru cantitatea de 100 de mililitri. Nu știu dacă puteți găsi eșantioane, pentru că nu este chiar așa de disponibil, dar în momentul când îl găsiți, e la latitudinea voastră dacă aveți ocazia să luați un eșantion, testați-l, dacă nu, gândiți-vă foarte bine dacă merită să vă aruncați, să cumpărați un parfum fără să-l fi testat. Dar din punctul meu de vedere, gusturile mele, cel puțin în materie de parfumuri, acest parfum chiar îmi place și mă bucur că l-am în colecție. Am să închei aici acest video. Nu uitați să puneți în secțiunea de comentarii orice experiență sau gânduri vis-a-vis de acest parfum, dacă l-ați testat sau dacă l-aveți. Nu uitați să dați like acestui video, abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum și până data viitoare vă doresc numai bine!